Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit. Punctul pe Orion Electoral are parte astăzi de un invitat special. Asta și pentru că Mihai Cioată se reîntoarce acasă în studioul de la Orion după o pauză de o lună aproape, cred. Cred că nu ne-am mai întâlnit dinainte de a începe campania electorală. Cum a decurs viața profesorului Mihai Cioată în ultimele 3 săptămâni? Da, mă reîntorc pe calea undelor. Trebuie să recunosc că, de fapt, eu am fost în aceste 3 săptămâni, am fost live, adică oamenii nu m-au mai văzut la televizor, dar m-au văzut în casele lor. Este o experiență inedită atât pentru mine, cât și pentru concetățenii noștri. În sensul că foarte mulți, în special oamenii în vârstă, mi-au mărturisit următorul lucru. Domnule Cioată, domnule profesor, este prima dată când cineva vine la ușa noastră, este prima dată când cineva ne calcă pragul și ne întreabă de sănătate, care sunt necazurile, problemele și ofurile noastre. Din punctul ăsta de vedere, sincer să spun, deși noi ca presă am fost mult mai aproape de dorneni în acești 11 ani de când facem presă, indiferent că este vorba de radio, ziar sau TV, mult mai aproape decât sunt consilierii locali, primarii sau chiar funcționarii primăriei, nu mai zic de domnul deputat sau domnii deputați, de data asta am fost acolo. Deci am mai străbătut încă acea distanță care îmi lipsea până la oameni și la sufletul lor sau problemele lor. Nu au fost unii care să fie agasați de faptul că mergi la ușa lor? Doar 2 sau 3 persoane din, hai să zicem, 1000 sau 1500 de oameni. Dar acele persoane ar fi închis ușa indiferent cine le-ar fi sunat. Mă refer la candidați independenți sau din partea partidelor politice. Îți mărturisesc că dacă nu m-aș fi dus, dacă n-aș fi avut această strategie de campanie, adică de a merge din apartament în apartament, din casă în casă, evident am avut și întâlniri spontane, nu aranjate sau programate cu cetățeni. N-ai avut aplaudași după tine, nu? Sub nicio formă n-am avut acești aplaudaci pe care unii i-au avut, adică au mers cu echipele lor în teren, 5-10 oameni plătiți pe lista de plată a unor domni sau ai unor partide care i-au însoțit pe candidați pentru a da sentimentul că sunt mai mulți, că domnul candidat e într-adevăr dorit, oarecum grețoasă această alternativă ca opțiune. Dar în sfârșit fiecare și-a făcut strategia cum a crezut. Eu nu am fost doar în casele dornenilor și vreau să le mulțumesc pentru modul în care m-au primit, a fost de-a dreptul uluitor pentru mine. Eu am fost și la locul de muncă a dornenilor. N-am să spun exact, n-am să enumăr exact unde am fost, am să fac după alegeri, dar oamenii au fost surprinși de această abordare. Mă gândesc că și în calitatea mea de candidat independent, nu am avut o altă alternativă. În sensul că aceste întâlniri dintre blocuri nu mai sunt dorite, nu mai sunt o soluție. Vin 5-10 oameni care primesc câte o felie de pâine și un mic din partea unor indivizi, chiar unii dintre ei sunt de-a dreptul dubioși și care ar fi trebuit să fie pe lista mea de plată, glumesc, în sensul că unii chiar au făcut un deserviciu unuia sau unora dintre candidați, însoțindu-se cu anumite personaje care mai degrabă au iritat prin prezența lor acolo. Eu refuz să cred că oamenii își vor da votul pentru o cutie de bere sau un mic și o pâine. Am auzit chiar la sfârșitul săptămânii trecute de o întâlnire din Calea Transilvaniei și unde s-a dat chiar un mic. Mie nu mi-a venit să cred. Da, un mic. Știam că porția minimă conține 2 mici. Da. Un mic și o felie de pâine. Crezi că s-au terminat fondurile pentru campanie? Nu, eu cred că este de-a dreptul umilitor. Ori cineva, doamne, le-a luat mințile acestor oameni care recurg la asemenea metode și să sperăm că nu vor merge, nu și-au economisit banii în loc de 2 mici, cum spui tu, să îi dea în ziua votului. Tot orașul vuiește că se va da un candidat, cel puțin va da 1 milion sau intenționează să dea, sau pur și simplu este doar o isterie falsă, dar există, 1 milion de vot
plus un telefon mobil second-hand cu care să-ți fotografiezi votul. Eu refuz să cred că primarul nostru, viitorul nostru primar, va fi ales în acest mod. Refuz să cred, tocmai de aceea mi-am intensificat munca, am ajuns poate de la 6 sau 8 ore să lucrez săptămâna trecută chiar 8 sau 10 ore pe zi. Mulți mi-au mărturisit, dacă n-ai fi venit dumneata, dacă n-ai fi candidat dumneata, dacă n-ai fi venit la ușa noastră să ne întrebi de necazurile noastre, nu cred că veneam la vot. Sunt oameni care n-au fost 22 de ani, nu au fost la niciun vot, dar vor veni, tocmai pentru că gestul meu i-a impresionat. Am avut momente extraordinare, despre care ar trebui să scriu nu neapărat în monitorul de Dorna, ci într-o mică carte, pentru că dacă aș face-o, cred că ar fi interesant. O analiză a microcosmosului dornean este, de fapt, o analiză a stării de spirit a întregii națiuni. Oamenii au fost abandonați de către primari, de către viceprimari, de către consilierii locali, de către deputați, de către președinți de consilii județene. Sunt mai grave problemele dornenilor decât le știai tu din calitate de jurnalist? Cu siguranță. Am întâlnit oameni care stau 6 într-o cameră fără apă și fără apă și fără curent. Am găsit oameni care stau în niște locuințe care sunt ale unei firme care e aproape în insolvență, în faliment. Oamenii nu mai știu care este statutul acelor clădiri, dacă sunt casate, a cui este terenul. Este, la Vatra Dornei este o... În momentul de față este o apocalipsă. Care e percepția primarului în rândul oamenilor din cartiere, din casele lor, din deci Ioan Moraru, Ioan Moraru se spune că anul acesta, unii spun, chibiți în ale politicii, eu sunt profesor de engleză și om de presă, nu sunt chibiți în ale politicii, în ale strategiilor de campanie și în ale sondajelor care la Dornă niciodată nu s-au dovedit a fi corecte. Ioan Moraru în cartierul Unirii nu există. În cel mai mare cartier al orașului. În cel mai mare cartier al orașului despre care se spune că va da următorul primar. Pentru că sunt mii de oameni acolo. Bine, eu nu m-am axat doar pe cartierul Unirii. Eu am fost la Podul Verde, am fost la Foresta, am fost în Calea Transilvaniei, Roilor, Miriștei. Mai am de făcut Alea Dornelor blocurile, mai am Bârnărelu și Calea Transilvaniei și restam cam terminat. Imaginați-vă că am fost până și pe Colăcelu. Și până și acolo oamenii aveau probleme. Despre Podul Verde, pot să spun doar un singur lucru, așa cum am scris și în monitorul de Dorna, Podul Verde nu este în Vatra Dornei. Podul Verde este în altă țară. Este în India, este oriunde altundeva, dar nu în Vatra Dornei. Păcat că n-a existat un Mihai Cioată în cartierul respectiv, pentru că eu l-aș fi propus vecinilor mei, dacă aș fi trăit în Podul Verde, să refuzăm să mai plătim taxe și impozite. Pentru că nimeni n-a făcut niciodată nimic pentru acei oameni. L-au văzut pe Ioan Moraru acum 4 ani, în campanie, le-au dat, cum au dat peste tot și cum au dat la modul cel mai umilitor și acum de băut, nu știu, unii s-ar putea să ajungă alcoolici după această campanie. Domnul primar spunea că e prins în proiectul cu canalizarea și cu... E prins în proiectul cu canalizarea. Spun încă o dată, apropo de proiectele lui Ioan Moraru, deși eu n-am venit să mă axez pe Ioan Moraru, dar mi-e teamă că toate aceste BNR care arată foarte bine, s-ar putea să îi inducă din nou în eroare electoratul, iar Ioan Moraru să primească o a treia șansă de a fi primar, lucru care pe mine, le spun sincer atât telespectatorilor cât și radioascultătorilor, pe mine mă va face cu siguranță, în cazul în care Ioan Moraru câștigă alegerile, să mă gândesc serios dacă mai rămân la Vatra Dornei. Deci mă gândesc foarte serios să îmi încerc destinul și soarta și norocul altundeva. Pentru că atunci îmi voi pune problema cu ce tip de oameni avem în acest oraș, dacă după 4 ani în care facem băi de praf când e cald, în care facem băi de noroi când plouă, în care câinii au ajuns să fie nu numai o epidemie de câini la Vatra Dornei, ci un oraș sub asediu. Doctorul Ermeni, doctorul Corfaru mi-au spus, domnule profesor, vine un om mușcat la spital odată la 2 zile. Nu mai zicem de trauma acelui om, ci punem problema
a banilor pe care îi cheltuiește statul român. 50 de milioane pe lună cheltuim cu oamenii mușcați. Costă 3 milioane un vaccin. Acum 2 săptămâni am rămas chiar fără vaccin antirabic. Deci nu se poate așa ceva. Este un oraș care e în derivă, așa cum am scris-o de multe ori în monitorul de Vatra Dornei, o administrație care este condusă așa cum merge râul Bistrița la Vale sau râul Dorna, din inerție, cu oameni care mi-au zis, vai, domn profesor, a zis că cine nu semnează condica la 8 nu mai are ce să mai caute. Da, știți că eu de obicei vin la 8 jumate. Niciun fel de probleme. Nu o să mai vii. Deloc. Deloc. Problemele oamenilor sunt diverse. Sunt oameni de 70-75 de ani care mărturiseau că nu a venit nimeni niciodată să-i întrebe de nimic. Cărora pe Sunday, de exemplu, li s-au dărâmat magaziile pentru că a apărut acel supermarket, dar nu li s-a dat nicio alternativă. Este o bătrânică pe care am întâlnit-o, am fost sâmbătă la ea acasă, pe strada Mălinilor și mi-a spus, domnule profesor, eu am împrumutat 28 de milioane de la casa de pensii ca să-mi fac fațada, să-mi izolez termic blocul. Dar, pentru că cară fier vechi pe sub geamul meu un vecin, toată lumea îmi stropește peretele. S-a dus la primarea, domnul primar, în stilul clasic, adică tot cu gargară și tot cu minciuni. Știți? Toate utilajele erau pregătite, cum ți-a spus și ție la microfon, dar a plouat, a plouat. Domnul Ioan Moraru, din păcate, va lăsa următorului primar, care s-ar putea să fiu eu, nota de plată pentru acest dezmăț inutil acum pe final de mandat, dezmăț inutil în sensul că a pus pe toate străzile din oraș balastru și pământ ca să astupe gropile. Așa cum am scris și în ziar, un ocol silvic îți interzice să faci acest lucru. Dacă un ocol silvic pe drumurile comunale sau pe drumurile forestiere îți interzic să folosești așa ceva pentru străzi, un asemenea material, o asemenea combinație, ei bine la Vatra Dornei, peste Piatra de Caldarâm, pe Diecelor, pe Ușorului, pe Vasile Deac, pe nenumărate alte străzi, pe Eroilor, s-a putut. La Vatra Dornei se poate orice. Orice e posibil. De ce? Pentru că nimeni nu are habar de nimic, pentru că totul se face la improvizație, de mântuială și doar ca să-i mai prostească pe oameni. Ulterior, a venit cu piatră concasată ornamentală. Este de-a dreptul halucinant, prețul este foarte mare, evident, următorul primar va achita nota de plată. Revenind la percepția pe care o au oamenii, vă mărturisesc, vă spun sincer și spun, nu cred că încrederea a ajuns vreodată mai jos. Dezamăgirea, lehamita, scârba au ajuns vreodată la Vatra Dornei și în țara românească mai jos decât este în momentul de față. Deci este o disperare în rândul oamenilor. Eu, pe măsură ce trecea campania, am ajuns la stări de angoase cauzate tocmai de responsabilitatea uriașă care ar apăsa asupra mea dacă voi câștiga alegerile. Deci este o nebunie. Ce lasă acești oameni după 22 de ani, toți primarii, în ce situație lasă Dorna, Câmpul Lungu nu e într-o situație poate cu mult mai bună, dar este mai bună decât situația municipiului Vatra Dornei, dar măcar cumbulugenii nu au datorii. Noi ne-am trezit cu 1250 de miliarde datorii și oamenii spun lucrurile astea și nu se vede aproape nimic. Aproape nimic. Și asta înseamnă foarte mult. Deci există o stare de lehamite supremă. Faptul că eu m-am dus și i-am invitat pe oameni, până și mesajele mele, pe cele două bannere, n-am avut 10 sau 12 bannere, cum au anumiți contracandidați, două bannere, iar mesajul a fost unul de decență. Vino la vot. Vino la vot pentru că stând acasă tot nu rezolvăm nimic, îi lăsăm pe aceiași indivizi să meargă mai departe. Aceiași indivizi cu aceiași găști, cu aceleași găști. N-o crezi că prezența va fi mult mai bună decât la ultimele locale? Eu sunt convins. Eu am fost ca un, nu știu, ca ce, ca un misionar, m-a spus. Am fost ca un antrenor sau ca un comandant de oști care a trecut, așa cum vedem prin filmele cu Mel Gibson, prin fața oștirii și le-a spus, haideți oameni buni să mai încercăm o dată, hai să mai dăm o bătălie. Asta am făcut eu. M-am dus, m-am pliat pe ca discurs, pe modul în care începeau ei și mă percepeau ei când le deschideam ușa, n-am spus absolut nimănui, votează-mă.
Cel mult am spus, în funcție de cel cu care stăteam de vorbă, puneți-mă la treabă, sunt tânăr, am imaginație, sunt omul dialogului, cu ceată primar la Vatra Dornei va fi începutul dialogului, iar echipa mea sunteți voi toți. Singur oameni buni, în primul rând sunt cu Dumnezeu, știți, ființa supremă, la care ne rugăm de dimineață până seara noi toți. Doi, avem un oraș cu 14.000 de suflete, 14.000 de locuitori. Trei, avem o armată de specialiști în primărie, de funcționari. Câțiva ori fi și specialiști. Avem un domn deputat, avem un domn președinte de Consiliul Județean, poate va fi Cătălin Nechifor sau Gheorghe Flutur, avem un Consiliul Local, Mihai Cioate intenționează, așa cum v-am spus în acel comandament de urgență, intenționează să-și facă un Consiliu consultativ cu personalități locale, poate prea pretențios spus, personalități locale, cu oameni din diverse categorii sociale, din diverse profesii, diferite vârste, un consiliu consultativ. Nu doar ca să dea bine pentru mine ca imagine. Mihai Cioată se va întâlni odată la 3 luni la Casa de Cultură cu sute de oameni. Avem pârghile numite Radio TV Ziar, îi vom invita pe oameni și vom discuta cu ei. Mihai Cioată le-a spus multora, nu veniți la primărie, vin eu la voi, nu în modul populist. La modul cel mai sincer, eu nu vreau să fiu captiv în birou sau în oficiu, în birou, poftim, cum a fost Ioan Moraru. Dacă veți veni la primărie, mă veți bloca în birou și veți sta ca la medic. Stau cu unul 5 minute, cu altul 10 minute, cu alt cetățean jumătate de oră. Restul vă iritați așteptând ca să intrați la domn primar, iar domn primar încet, încet începe să devină rupt de realitățile orașului. Într-o săptămână voi fi pe Miriștei, cealaltă săptămână pe Sondei, apoi pe Azurului, mă duc și mă întâlnesc. Ceea ce fac acum unii candidați, voi face eu după alegeri. Și oamenii vor veni, pentru că vor ști că nu se dă nici o doză de bere, nici un mic și o felie de pâine, vor veni pentru că sunt problemele lor. Iar problemele lor, încă o dată, confirmarea rezolvării problemele lor, confirmarea ce am scris eu în scrisoarea a doua către Dorneni, și anume că dornenii sunt cei mai buni specialiști ai problemelor lor, mi s-a relevat acum, adică mi s-a confirmat acum. Oamenii, de multe ori, nu veneam eu cu soluția unui loc, pentru că oamenii stau acolo de ani de zile. Nu li s-a rezolvat problema, din potrivă s-a agravat. Ei împreună s-au gândit la o soluție, la o rezolvare. Poate că deodată venea primăria și în loc să pună soluția, să aplice soluția cea mai bună, da? Îmbrățișată de toți, venea cu o tâmpenie care nu făcea altceva decât să complice și mai mult lucrurile. Așa vor fi rezolvate problemele. Nu vom putea toate dintr-o dată. Toți înțeleg. Oamenii sunt foarte, eu am spus, oamenii sunt binevoitori, sunt înțelegători, au răbdat, sunt oameni de civilizați, de bună credință, care au tolerat mult, prea mult anumite personaje care n-au tot condus. Și aici e vorba de primari care și-au dat mandat primăria de la unul la altul, e vorba de niște consilieri locali care la nesfârșit, păi cum, domnul Boca se pregătește pentru mandatul cu numărul 4? Iarăși nu e momentul, nici pentru Ioan Moraru, n-am eu timp să vorbesc o oră, aș vorbi două despre Ioan Moraru, la fel de mult despre domnul Roman Boca și despre modul în care el a prestația lui în această campanie. Dezonorantă, aș spune, pentru un om care se află pe o listă la USL și care a fost și a însoțit un candidat, așa zis, independent. Dezonorant. Ca primar, nu știu, cred că va fi singur om a cărui prezență în Consiliul Local o să-mi creeze un disconfort. Singur. Roman Boca. Pentru acest comportament. Pentru acest comportament. Noi contest bunele intenții, dar am și niște mari rezerve la această implicare a lui în campanie atâta timp cât, am spus-o adineauri, e pe lista unei alianțe și el face jocurile altcuiva. Deci, incorrect, politic, nu? Parcă așa este și sintagma. Care din ce ai vorbit cu oamenii, care din problemele mari, principale ale orașului o considerai ca fiind prioritară? Câinii vagabonzi, cazinoul, recredibilizarea, pentru că e un termen folosit foarte des în ultima vreme, primăriei, problema datoriilor, oamenii de rând, cum văd? Da, îți răspund imediat. Principala. Marea dorință a oamenilor
în cele 3 săptămâni de campanie a fost următoarea, să nu ni se mai facă promisiuni. Deci, din nou, aici a fost avantajul meu. Eu le-am propus și le-am promis un singur lucru, că voi munci pe brânci. Sună populist, dar încă o dată termenul populist are și o nuanță pozitivă în el. Atât. Voi munci pe brânci. Revenind la problema ta, câinii sunt marea problemă în momentul de față. Oamenii sunt de-a dreptul hărțuiți. Își aduc copiii de la grădiniță și îi duc la grădiniță și îi aduc de la grădiniță. Îi însoțesc în parc, la locurile de joacă, atâta câte sunt, majoritatea reprezentând centrul parcului, unde se mai plimbă. Și cam atât. Infrastructura. Deci câinii sunt o mare problemă la Vatra Dornei, maidanezii. O problemă pe care eu o voi rezolva poate în mai puțin de o lună de zile. Am două variante de rezolvare. Este vorba de, în primul rând, de strângerea tuturor câinilor de pe străzi și sterilizarea lor. Ori cu, cum spunea și domnul Voloșeniuc, cu studenții de la Iași, Facultatea de Medicină Veterinară. E o idee pe care eu o îmbrățișez, a domnului viitor consilier județean, un băiat pe care îl respect, sau cu asociații din Olanda, eu cu doamna Pasat, cu doamna Mirela Găteș, cu doamna Mirela Curcă, cu doamna Carmen Petrășcan, am luat legătura cu o asociație din Olanda, care vor veni la Vatra Dornei cu rulotele, vor sta pe banii lor, pe cheltuiala lor și vor steriliza toți câinii. Și practic primăria va trebui să se ocupe doar de strângerea lor. Doar de strângerea lor și de încă niște țarcuri care vă asigur că nu vor costa 500 de milioane așa cum au costat în mandatul domnului Moraru. Vor costa mult mai puțin și vor fi, ca număr, vor fi mult mai numeroase. Am făcut 8 padocuri cu 500 de milioane. Eu vă spun că vor fi de 4 ori mai multe și poate cu aceiași bani. Deci e o problemă. Infrastructura. Am trecut la urgențe, câteva lucruri legate de infrastructură. Dacă ajung primar, din prima zi voi avea un gol în stomac, cel puțin pentru două lucruri. Școala numărul 4, care este într-o stare de pericol public pentru copiii ăștia, deci nu știu dacă voi dormi noaptea, și podul de la piață. S-au alocat niște bani anul acesta, dar sunt insuficienți. Sunt două urgențe. Podul de la Regnafor se prăbușește în apă, nu peste mult timp. Oamenii de pe Bârnărel. Oamenii de pe Bârnărel, fieful, așa zisul fief al domnului Moraru, pe care îl voi vizita astăzi și voi avea argumente pentru toți foștii vecini ai domnului Moraru. Domnul Moraru nici nu mai trăiește la Vatra Dornei, este în Gura Negri. Pentru foștii vecini ai domnului Moraru, care, da, au în continuare, beneficiază de propagandiștii domnului Moraru, cum ar fi domnul Mitică Candrea, le voi spune că este o tâmpenie să-l susțin în continuare pe Ioan Moraru. Ioan Moraru a demonstrat și cu bani că nu e în stare să conducă acest oraș, fără bani s-a văzut clar, nu? Performanțele lui. Primar adevărat ești atunci când ai puțin bani, nu când ai bani. Dar domnul Moraru a avut bani, 15 miliarde, primiți 15 miliarde, primiți de la Tăriceanu în 2008. I-a dat în prime, la final de lună decembrie, țineți minte când a venit domnul inginer Șaptefrați cu lista, care, printr-o întâmplare nefericită din partea celor de la primărie, a ajuns la asociațiile de locatari. Nu crezi că va putea comunica bine în condițiile în care USL-ul e la guvernare? Deci toată treaba asta că un primar trebuie să are șanse să facă ceva pentru un oraș doar dacă sunt ai lui la putere, este din nou un mit fals. V-am spus, domnul Moraru l-a avut pe domnul Tăriceanu jumătatea de an prim-ministru. Care a fost performanța domnului Moraru? Cu cei 15 miliarde primiți, ar fi putut să termine școala numărul 4. O școală care se află de 7 ani de zile, elevii mei din clasa 11 mi-au spus, domnul profesor, noi în clasa 5-a trebuia să ne mutăm, sau a 4-a. Eram în clasa 2-a, 3-a și ne spunea la anul, ne mutăm în școală nouă. Cu 15 miliarde, Ioan Moraru, cu siguranță va cere drept la replică, va veni și va minți. Ca de atâtea zeci de ori. M-a mințit și pe mine, și pe tine,
și pe Doarneni, de la aceste microfoane. Va găsi o șmecherie să spună că știți că nu știu ce, că nu. Asta este. Domnul Moraru în 6 luni de zile n-a putut să cheltuiască acei 15 miliarde care putea să-i bage într-o bază sportivă, nefinalizată nici astăzi, pe dealul Rung. Pentru că a avut euforia victoriei. Domnul Moraru în 2008, domnului Moraru nu i-a venit să creadă că a câștigat în 2008. Păi și ce facem acum? Păi dacă domnul Moraru, care și așa mulți îmi spun că trăiește într-o altă lume, în niciun caz în asta, ca percepție, dacă îi mai dăm lui Ioan Moraru al treilea mandat, domnul Moraru va levita. Eu l-am făcut adesea, narcisist, boem, îmi cer scuze pe calea asta, asta e. Nu știu dacă e chiar așa o jignire să... Dar am avut foarte multe pamflete în care caricaturizam pe domnul Ioan Moraru că se uită în oglindă. Păi dacă îi dăm al treilea mandat, el e Dumnezeu. Dumnezeu pentru propria lui imaginație și pentru propriul lui ego. Păi nu zicea Cristian Tudor Popescu că dacă îi dăm al doilea mandat lui Traian Băsescu, când făcea apel Cristian Popescu, nu, deci își va pierde mințile. Să-i dai al treilea mandat lui Ioan Moraru, omul ăsta se va crede Mesia Doarnei. Și nu este. Cum spun oamenii, până acum n-a demonstrat decât că este dușmanul Doarnei. Dacă venea vineri, măcar un mesaj ar fi putut trimite, dacă venea la închiderea anului școlar, la liceu Ion Luca, ca să mai ia niște voturi, să-i mai îmbârlige pe copii pe acolo, da? Eu cred că luam microfonul și spuneam, domnule, dumneata, n-ai ce să cauți aici. Special m-am dus pentru Ioan Moraru. Mi-am rupt din campanie să-l urmăresc pe Ioan Moraru, să vedem dacă are tupeu să meargă în curtea școlii și să le spună elevilor, tinerilor din Vatra Domnului ce va face el în următorul mandat. Poate ce a fost face? Invitat. A fost invitat? Nu a fost invitat. Am aflat ulterior că doamna directoare n-a invitat pe niciunul. Eu m-am dus acolo în calitate de profesor, nu de candidat. Normal, am terminat și o generație, da? În actuala generație. Scriam în monitorul de Dornă că nu s-a făcut nimic pentru tineri la Vatra Dornei. Deci nu era o exagerare din partea mea când am spus că un grup de tineri pe Ușorului, pe strada Ușorului, când am ieșit de la biserică, am stat cu 10-15 tineri, apropo de faptul că nu fac campanie doar din casă în casă și că vreau să intru în cartea recordurilor. Nu, m-am întâlnit cu oameni pe stradă. Dar nu am anunțat acele, așa zise, întâlniri ca să luăm pulsul. M-am întâlnit cu tinerii respectiv, 20, 25, 30 de ani și mi-au spus și am relatat în ziar, domnule profesor, de plictiseală la Vatra Dornei am ajuns să jucăm ascunsa printre magazii și blocuri și scări de bloc. Aici am ajuns. Am trecut foarte multe lucruri pe care le voi face, lucruri care se pot face pentru tineri și imediat cum voi câștiga alegerile, chiar o să-mi fac acest pliant, mulți au fost foarte, cum să spun, există această reținere. Dacă ai face 40% de aici, tot e un lucru extraordinar. Dar sunt capitole care pot fi făcute 100%. Și imaginați-vă dacă am ajuns în 2012 să trecem în ofertă electorală un capitol care să se cheme siguranța cetățeanului. Deci unde am ajuns dacă în Vatra Dornei, în Comunitatea Europeană, da? Am ajuns să trecem siguranța cetățeanului. Care prevede ce? Să aibă oamenii confort termic în casă, să aibă lumină pe străzi. Deci unde am putut, sau cât de jos am putut să ajungem? Un oraș care a fost odată o mândrie locală, națională, da? Am ajuns să ne punem problema cu sterilizarea câinilor, clar, cu toate sursele de apă și igienizarea lor. Câte emisiuni n-am făcut? Pe Vasile Deac, pe Miriștei, de unde beau oamenii apă în Vatra Dornei? E, din afară de faptul că mi se pare total anormal că noi nu putem bea apă de la robinet. Oamenii n-ar trebui în Vatra Dornei să meargă la izvor după apă. Dar, totuși, țara apelor, nu, țara aerului curat, nu? Păi, să nu mai trebui spun, ca apele de la izvoare să curgă la robinet, nu? Așa ar fi normal. Așa ar fi normal. Nu a mai trecut în program că ar fi putut părea o exagerare, dar mă gândesc foarte serios cu următorul primar din Dorna sau cu actualul primar din, dacă va câștiga la Dorna Candrenilor, domnul Mafteiu sau domnul Candrea, să discutăm foarte, foarte serios, măcar pentru o parte a orașului, să vedem ce ar însemna tot prin cădere să aducem de la Marea Dracului apă. Măcar într-un anumit sezon, în funcție de ce mai au și cei de la Rio. Deci nu se poate. Chiar noi pompăm
și consumăm curent electric ca să ne asigurăm necesarul și, cum spui tu, nici nu putem să bem această apă. Dar, apropo de limitatoare de viteză în fața școlilor și grădinițelor, eu l-am ajutat pe Ilie Crăciunescu când era consilier local să facă acel proiect de hotărâre despre limitatoarele de viteză, cum spunea domnul Amorel de la poliție, șeful circulației, polițiști morți. Lui aparține sintagma, nu mie. Nu se poate în fața școlilor. Au fost accidente în fața liceului, două fete au fost lovite. Pe Unirii puteam să înregistrăm un accident mortal. O mămică trecea la grădință cu fetița, un individ a depășit o mașină și... Da, acolo și linie dreaptă pe Unirii. Exact. Deci, aici am ajuns să trecem siguranța cetățeanului în oferta electorală. Revenind la ce spunea domnul deputat Pardău, clar că lovea și în mine, și în alții, singur, echipă. Păi domnul Pardău ar trebui să-și ceară scuze de la Dorneni prin faptul că a avut cea mai proastă echipă în Consiliul Local. PDL-ul și încheie cu cei 5 consilieri, care deja din 5 mai sunt doar 2, că 3, pentru că 2 sunt la PNL. Despre ce echipă mai vorbim? La Vatra Dorneni întotdeauna oameni buni se vor împărți voturile. Niciodată nu va avea cineva 50+1, fie USL sau PDL. Și atunci despre ce echipă vorbim? Întotdeauna va fi nevoie de un om care să poată aduce toate aceste echipe, că e vorba de USL, PDL sau mai știu eu cine va intra, PP sau PRM, vom vedea, se va vedea. Întotdeauna va fi nevoie de un om care să îi aducă pe toți la un numitor comun, la masa dialogului. Cine altcineva decât Mihai Cioată a demonstrat până acum că este omul dialogului? Cine? Ioan Moraru? Hai să fim serioși. Nu crezi că USL-ul va lua peste 50 la Consiliu? Nu cred, pentru că USL-ul este un cadavru din care mănâncă toți. Iertați-mi exprimarea. USL-ul este un cadavru. La depunerea de coroane, domnul Chiruță a fost agresat verbal de penalistul Chiruță de către domnul Abutnăriței, PSD, care a zis nu, PSD-ul va avea coroană separată, proprie. Să zicem că indivizii ăștia vor avea 50%, da? Useliștii, care sunt o altă mare jenă al acestei țări și al acestui oraș, PSD și PNL. Culminează PDL-ul, evident, în lista penibililor care au condus această țară. Ce vor face? Oamenii ăștia sunt la cuțite. Boca face, Roman Boca, consilierul, eternul consilier care va prinde al patrulea mandat, face campanie pentru un alt candidat, nu pentru Ioan Moraru. Ioan Moraru nici nu știu dacă ajunge primar, dacă nu va ajunge să fie bătut de propriul lui consilier, în ghilimele, metaforic vorbind. Eu nu știu cum Vasile Chiruță, doar faptul că a dat ortodoxia în halul ăsta în el, l-a împiedicat pe Vasile Chiruță să-i dea o bătaie lui Ioan Moraru 4 ani de zile. Pentru că Chiruță în 2008 și-a pus toată credibilitatea lui pe afiș alături de Moraru. Și ce? Moraru a mai discutat vreodată cu Vasile Chiruță? Crezi că îi pare rău acum? Că a făcut lui Vasile Chiruță? Da. Sunt convins că îi pare rău. Sunt convins că nici el nu-și dorește ca investitor local, în special pe partea turistică. Eu nu cred că Vasile Chiruță va vota cu Ioan Moraru. Eu nu știu cine votează cu Ioan Moraru din PNL. Cu mine vor vota foarte mulți pedeliști, inclusiv din cei de pe listă, foarte mulți peneliști și chiar PSD-iști. Că am spus, USL-ul este un cadavru, PSD-ul este un cadavru. Din PSD se hrănește, iertați-mi imaginea, pare grotescă, dar asta este. PSD-ul este varză. Din PSD-ul votează și cu Boancheș, care a fost până mai ieri în PSD, o altă piatră de gâtul domnului Boancheș, care este perceput ca nevinovat. Și când spui nevinovat cu un anumit sens, nici nu poți să mai spui mai mult. Dar încă o dată, domnul Boancheș chiar e nevinovat și nu-mi propun să-l atac pe domnul Boancheș. Chiar e nevinovat. Cu sensul la care făceam referire. Deci, din PSD se hrănește domnul Boancheș, din PSD se hrănește domnul Moraru, că l-a adus pe domnul Huțanu lângă el, deși am mare rezerve că domnul Huțanu va vota cu domnul Moraru, s-a ales praful și de munca domnului Huțanu. Cel puțin din 8 ani, 4, 5, 6 ani a mai încercat să facă ceva, deci s-a ales praful și de munca domnului Huțanu, deși are și el o vină pentru situația în care suntem, și aici mă refer la datorii fără finalitate și pentru multe alte decizii luate și pentru soluții tehnice halucinante.
Din PSD, cu siguranță voi lua și eu voturi. Deci, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Care USL? Că este domnul Ioan Moraru făcut în Photoshop, încadrat de domnul Ponta și de domnul Antonescu? Păi, oameni buni, gândiți-vă că îl votăm pe Ioan Moraru și PDL-ul va reuși să revină în toamnă la putere. Cum e? Există această nebunie. Eu suspectez că asta a fost mișcarea lui Traian Băsescu în momentul în care a fost, a scos PDL-ul de la guvernare. Ia să-și rupă indivizii ăștia gâtul până în toamnă și eu voi reveni pe val, pe fond de nemulțumire, pentru că au dat-o într-o lună de zile, au dat-o la întors, cum numai în politica dâmbovițeană, mioritică, se putea face. Pentru că tot ești în domeniu, nici nu are o lună guvernul ăsta și deja e un interimar la învățământ, la educație. Ce se întâmplă la educație este de-a dreptul halucinant. Aș vrea să rămân acest domn, măcar până ajung eu primar, pentru următoarele 2 săptămâni. Am nevoie 2 săptămâni să mai rămân acest domn de la... De ce? Pentru că domnul Aurelian Cocoreanu, unul dintre susținătorii mei, este foarte bun amic cu acest domn, care Am este înțeles. De fapt de la fost lider de sindicat. Deci nu cred că acest domn ministru nu ne va da 14 miliarde ca să terminăm școala numărul 4, să începem lucrările la școala numărul 4. Deci vreau ca interimatul de la învățământ să mai rămână, interimat. Apoi domnul Mircea Diaconu, ministrul culturii, maestrul Mircea Diaconu, Mihai Cioată, trustul de presă Orion, l-a invitat la Vatra Dornei. A jucat teatru la Vatra Dornei. Am stat cu domnia sa până la 1 noaptea la domnul Ortoanu, la Les Amis, la povești. Nu cred că domnul Mircea Diaconu nu o să mă invită în biroul lui și nu va avea o discuție constructivă în ceea ce privește reconstrucția cazinoului. Mihai Cioată, împreună cu Vasile Chiruță, împreună cu Părintele Valică, a deblocat această situație. A deblocat această situație în decembrie, când l-am chemat pe Părintele Axinte, care este mâna dreaptă a înalt preasfinției sale, și am stabilit împreună un parteneriat. După semnarea acestui parteneriat pentru salvarea cazinoului, pentru că m-a întrebat din priorități, și cazinoul este o durere pentru mulți. Nu mai văd oameni o salvare. Dar s-au resemnat oamenii deja? Nu. Există oameni care spun că orice am face la Vatra Dornei, fără reconstrucția acestui obiectiv, nu vom face absolut nimic. Putem să facem Monte Carlo, Dorna Carlo, cum o mai numeam eu în pamflete. Deci există, încă o dată, câinii, infrastructura, școala, podurile, tot la infrastructură. Am spus chiar la urgențe strada Schitului, care nu a mai fost făcută din 2000, deci de 12 ani nimeni n-a mai făcut altceva decât mici lucrări de plombări. Prin 2004, când tărnicerul l-a ajutat pe domnul Huțanu să câștige alegerile, cam atât, care este o rușine. Deci este o rușine să mai mergi acum ca primar undeva în fața blocurilor ANL și să încerci să le spui oamenilor ce. Să meargă pe Schitului acolo, printre blocuri, să vedem ce le promite. O zonă în care tot așa am fost din casă în casă, o zonă în care nu există nici măcar asociație, în care v-am spus cum curge râul Dorna și Bistrița la Vale, așa s-a administrat inclusiv acel cartier. Oamenii care tremură de teama că la iarnă n-o să fie rumeguș, din ce zice Mircea Rusu, viceprimarul, nu există rumeguș, nu există contracte, sunt foarte multe. De asta am cerut niște priorități care țin de podul de la Bernat. Ultima oară domnul Huțanu l-a reparat cu domnul Rusu, că l-am dat noi la Pisica Neagră în ziar. Da, poate că vorbesc un pic mai repede, pentru că sunt atât de multe de spus. Prezența mea mass media nu a ținut de strategia mea, dar din bun simț față de oameni, de ascultători, de telespectatori și față de munca pe care ai depus-o tu, până și tu ți-ai găsit niște contestatari. Îmi spunea ieri o doamnă la biserică, vai, că Doru a fost cam moale, că prea... Cum să fie Doru acid, doamnă, dacă șeful lui este candidat? Ce să-l mai faci? Ce să le mai faci? De patru ani îl criticăm pe Ioan Moraru. Ce să le faci celorlalți candidați? Ce să-i faci lui Serenela? Ce să-i faci lui Ioja? Ce să-i faci lui Bancheș? Au condus oamenii ăștia? Bun, la Albei, ok, Albei merita dintr-un punct de vedere, Rodica Albei a fost numărul 2 în această administrație. Acolo poate că Rodica Albei și Moraru meritau
un alt fel de tratament. Dar nu acum. Rodica Albei ajunsese cu ca picătura chinezească. Deci eu cu tandemul Moraru-Huțanu. 4 ani de zile, în ziare, în emisiuni radio, peste tot. Ce să-i mai fac acum? Doamna Albei poate și ea de bună credință a intrat în această luptă spunând, trebuie să facem ceva cu acest oraș. Și atunci ce să-i faci doamnei Albei acum? O să-i păstrezi pe Constantin Huțanu și Rodica Albei în echipa ta după ce ajungi primar? Rodica Albei nu va mai fi șefă cu siguranță, ca să înțeleagă lumea. Voi schimba o generație. Doamna Albei, dacă va dori să lucreze cu alți oameni, cu tinerii poftim pe care trebuia să-i formeze și nu i-a format, cum ar fi Cristi Seserman, atâți alții, va fi o schimbare de generație și în primărie. La orice nivel și la orice departament va fi o schimbare de generație. Pe acești tineri voi trimite la specializări, la tot felul de cursuri. Ne vom duce împreună dacă va fi cazul. Domnul Huțanu mai are 3 ani de zile până la pensie. S-ar putea să plece el. Pentru domnul Huțanu, nu știu, la ce relație am avut noi în ultimul lui mandat, jurnalist, primar, nu știu dacă își poate imagina postura ca omul ăla care tot timpul l-a înțepat în ziar, l-a analizat, l-a pus presiune pe el să-i ajungă șef. Deci nu știu cum va reacționa domnul Huțanu. S-ar putea să plece imediat după ce ajung eu primar. Dar nu-l dai afară. Nu-l dau afară. Pe domnul Huțanu vreau să-l responsabilizez în ceea ce privește centrala termică. Cred că mulți trebuie să vedem ce se întâmplă la centrala termică. Sunt 7 directori. Echivalentul nostru din Danemarca e undeva la un om care nici măcar director nu e, care controlează o astfel de centrală. Eu chiar am spus în serios domnului Huțanu săptămâna trecută pe stradă și s-a cam blocat, nu știa cum să reacționeze. Hai domnule că mai am 10 zile și ajung primar. Moraru n-a știut să fructifice experiența dumitale, dar eu o voi face. Uite, cred că te voi mandata să te ocupi de centrala termică. Dumneata ai construit-o. Dumneata știi cel mai bine cum funcționează. De ce s-a ajuns în fiecare an, dornenii noi toți, să pierdem 15-20 de miliarde pe an? Deci cu 60-80 de miliarde pe an, în 4 ani de mandat al domnului Moraru, 1,5 milioane, eu am zis în ziar 1 milion de euro pierderi. Doamna Rodica Albei a venit și mi-a spus, nu, sunt aproape 2 milioane de euro pierderi la centrala termică. Că spune, de unde bani? Uită de unde bani. Oameni buni, de aici bani. Știi ce spunea Mircea Badea într-o seară? Acum vreun an de zile, toți discutau de strategii economice, cum să ieșim din criză, cum să rezolvăm, cum putem să nu tăiem salariile, să nu ajungem la impozitarea pensiilor, lucru criminal pe care l-au făcut nenorociți ăștia. Mircea Badea a venit și a spus un lucru foarte simplu și foarte direct. Furați mai puțin. Iar eu am trecut la modul elegant, n-am zis să se fure mai puțin, am zis așa. Identificarea și stoparea surselor de risipă. Corect. Ce frumos, nu? Surselor de risipă. Dar puteam să spun a tuturor contractelor halucinante, a tuturor proceselor pierdute. Voi publica toate procesele pierdute. Totul a fost cu iz de suspect, cu iz de amatorism, cu iz de superficialitate, de să spună, să mai găsească oamenii sinonime. Poate Ioan Morar ar fi găsit unele și mai tare, nu? Că el a fost cel care, în interviul lui cu mine despre câini, a zis că a fost supărat că i-am analizat limba română a domnului Ioan Moraru și era indignat de faptul că am făcut acel pamflet despre modul în care stăpânește domnul inginer Moraru limba română. Că îmi spunea, ei, într-adevăr o problemă, câinii se adună în cete, în găști, în parcul orașului. Eu am spus că se adună în haite. Dumnealui a zis, în haite. Haite era oricum sinonim. Puteam să găsim roiuri în stoluri sau de asemenea puteam să domnului Moraru să-i spun, cum ne spunea nouă în clasa 1 la școală, clasa 2 sau a 3-a, ne scotea doamna învățătoare și ne spunea, spune cu cuvintele tale. Deci domnul Moraru a spus cu cuvintele lui. Dacă pierzi acum, mai candidezi peste 4 ani? Nu cred. Eu candidez o singură dată, oameni buni. Nu
vă luați după ce spun ceilalți. Domnul profesor s-a lansat în urmă cu 2 luni, e tânăr, poate să iasă primar altă dată, hai, votați-ne gospodarul sau șmecherul local sau politrucul etern care habar n-are de politică. Ce să-l votați pe Cioată, că vă irosiți votul? Nu vă irosiți votul. Votându-l pe Cioată, se va face o revoluție la Vatra Dornei. Odată se face o revoluție în mentalul și în conștiința oamenilor. De ce? De ce e o problemă Mihai Cioată la Vatra Dornei în momentul de față? Păi dacă pe Mihai Cioată nu l-au putut controla cu un amărât de ziar și cu un amărât de post de televiziune de 4 ore în weekend, păi cum îl punem pe ăsta primar? Se întreabă unii, că sunt vreo 3 găști care se bat să câștige alegerile. Nu o singură gașcă care a avut un monopol asupra acestui oraș. Indiferent de partide, indiferent de combinații politice, până la urmă a fost vorba de niște oameni care ne tot conduc. E vorba de 3 găști care se bat la Vatra Dornei. Și nu o spun eu, o spun oamenii prin percepția lor. Și a venit Mihai Cioată care le strică lor calcul. Cum ăsta n-a avut 1000 de euro, mă, să-și facă și el un sondaj să vadă că n-are șanse? Veți vedea, poate Mihai Cioată va fi Chelsea al Dornei, nu? Cu ziceam de Barcelona, de Real Madrid. S-a uitat la televizor și Barcelona și Real Madrid. Se va vedea. Voi pierde? Super tare dacă voi pierde. Super. Mă voi duce în clasă a doua zi și vă asigur că elevii mei mă vor aplauda. Și eu voi lăcrima pentru că lupta lui Mihai Cioată este și lupta lor. Vin foști elevi să mă voteze din... De unde sunt ei acum la facultate? Elevii mei, tinerii din Vatra Dornei, nu numai elevii care au 18 ani, tinerii din Vatra Dornei s-au identificat cu lupta lui Mihai Cioată, care este și lupta lor. Nu veneau la vot dacă nu mă băgam eu. Dar când stai 4 ani în clasă cu un om, 2-4 ore pe săptămână, îl simți. Îi spuneam părintelui Valică, părinte, dacă eram vreun pervers, vreun nenorocit, vreun interlop, vreun șmecher, vreun interesat, mă iubeau copiii 16 ani? Oare copiii și animalele, nu? Simt omul, da? Simt omul, da? Simt calitatea omului. Ei, uite că nu numai tinerii. Tinerii duc lupta mea, dar și oamenii în vârstă. Până acum au zis că pe Cioată îl votează tinerii. Nu, pe Cioată îl votează și pensionarii. Și nu pentru că le-am scris pensionarilor o scrisoare. Să nu se mai lase umiliți de niște nenorociți care tot îi păcălesc. Cu agitatori care au splătit poate cu 1000 de euro pe lună. Să nu se mai lase. Dacă iese Mihai Cioată, este o miză extraordinară pentru noi toți, pentru că e clar, se schimbă o conștiință locală. E vorba de o percepție. În omul ăsta ne identificăm pentru că nu ne va da niciodată aerul că e primar, că e domn primar, mă scuzați domn primar, știți, dacă s-ar putea. Nu, Mihai Cioată este unul după chipul și asemănarea acestor oameni. De-aia mă vor oamenii și nu numai tinerii. Tinerii ar avea o speranță să se întoarcă de pe unde sunt, din exil. Ar fi o speranță. Sau chiar dacă nu se întorc atunci când revin acasă, să le facă plăcere. Să le facă plăcere, pentru că aici a fost marea, inclusiv surpriza mea și inclusiv, știu eu, necazul adversarilor mei. Nu s-au gândit că există o structură, nu de partid, ci o structură mai degrabă de ordin spiritual, care s-a format și care mă susține. 16 ani, sute de elevi, mii de elevi au trecut prin mâinile mele. Am contribuit la educația acestor copii. 2. În discuțiile cu 1000 de oameni, doar 2 oameni nu m-au recunoscut. 2 oameni nu știau cine sunt. Eu sunam la ușă, băteam la ușă, sunt profesorul Cioată. A, domnul profesor de la radio, vă știm de la radio. Ne-am făcut acum un sondaj și cu Radio Orion și cu Orion TV. A, vă citim în monitorul de Dornă. Cu dumneata mergem. Ai 3-4 voturi. Lasă, nu mai dă niciun pix, dă la altul. Oameni în vârstă care mi-au zis pe stradă după ce mi-au rupt, nu știu cum se face că mi-am rupt afișele, nu? Au fost lipite mai slab. Au fost lipite mai slab, vântul, ploaia, incredibil. Bun, oameni care mi-au zis pe stradă, sper că nu te lași, mergi cu încredere mai departe. Până și treaba aia, zvonul ăla din prima săptămână, că sunt de la casa de copii și de la orfelinat, mi-a făcut un mare bine. Un zugrav a ieșit pe hol și mi-a zis, eu sunt de la casa de copii și nu vreau să sunteți de la casa de copii. Nu sunt de la casa de copii, dar dacă eram, nu era nicio problemă.
cu atât mai meritoriu aș fi fost, da? Cu tot mai meritoase ar fi fost realizările mele. Eu vă susțin pe dumneata, pentru că pare un om bun. Și să faci lucruri pentru săraci și pentru oameni buni. Mi-a zis ce psalmi să citesc. Mi-a zis din cartea lui David ce să citesc. Ei, cum e? Deci am avut revelații sistematic timp de câteva săptămâni. Lucruri care te marchează. Deci lucrurile astea te schimbă, te transformă. Singura angoasă pe care o am nu e legată de pierderea alegerilor. Hai să fim serioși, oameni buni. Sunt probleme mult mai mari în viața multora decât pierderea unor alegeri. Eu oricum ies victorios din aceste alegeri. Problema cea mare, dacă mai am un gol în stomac, este de faptul că voi câștiga și de cât de greu va fi să ridicăm un oraș care este îngenunchiat. Dar este ultimul moment în care mai putem face ceva. Este ultimul semnal și nu-l putem face nici cu politruci, nici cu PSD, PNL, care se devorează într-un fratricid. Tinerii ăștia toți din PSD-ul local, din PNL-ul și din PDL-ul local vor avea o șansă cum? Ca Mihai Cioată să câștige alegerile, ca Mihai Cioată, prin câștigarea alegerilor de către Mihai Cioată, o nouă generație să vină să conducă acest oraș și să se implice. Va avea loc aici și Ionuț Chiruță de la PSD și Marius Râpan, Forfotăr de la PDL, Grig, prin noi. Se vor pensiona doi candidați care împreună cumulează vreo 12 sau 14 eșecuri în alegeri. Doi oameni, nici nu-i mai nominalizez, din categorii de vârstă diferite, dar cumulează oricum peste 10 eșecuri, ca să nu spun eșece, ca Elena Băsescu. Prin Mihai Cioată se va schimba o nouă abordare în a face administrație și chiar și politică. De unde bani? Sunt 60 de miliarde, 70 de miliarde de recuperat de la populație, plus 20 de miliarde de recuperat de la TVA-ul, la utilități și mediu. Domnul Huțanu a făcut documentația? Domnul Moraru, nu domnul Huțanu mi-a zis treaba asta. Altcineva și așa e. A făcut documentația domnul inginer Huțanu să recuperăm 20 de miliarde de la TVA, care ar fi fost pe seceta asta, pe foamea asta de bani, extraordinar pentru noi, și care a fost finalitatea? Niciuna. Deci, o mai bună colectarea taxelor și impozitelor, luptând pentru bani de genul acesta, Flutur sau Nechifor nu vor îndrăzni, că Mihai Cioată nu este Moraru. Mihai Cioată nu este Moraru, iar domnul Flutur și domnul Nechifor nu vor îndrăzni, care mă vor curta de-a doua zi după ce voi câștiga, ca independent, voi fi singur, voi fi curtat 2, 3, 4 ani de zile, și până nu fac băiețașii ăștia, domnii ăștia, ceva pentru orășelul ăsta, nici că voi intra vreodată în vreun partid. Ne apropiem de final. Mesajul la final de campanie din partea lui Mihai Cioată către Dorneni. Mesajul meu este unul singur. Dacă elevii mei, foștii mei elevi, vor veni de la Bistrița, de la Cluj, de la București și de la Iași să mă voteze. Pentru că este un singur tur pe 10 mai, 10 minute 10 pentru 10 iunie. 10 iunie. Da. 10 mai e o zi importantă. 10 iunie e o zi la fel de importantă pentru destinul acestui oraș. Dacă oamenii ăștia, tinerii ăștia care vor să se întoarcă, copiii voștri și nepoții voștri, se vor întoarce de la sute de kilometri să mă voteze, de ce ar fi de atât de greu în ziua votului să veniți 5 minute? 5 minute în care să puneți ștampila pe omul Mihai Cioată. Omul Mihai Cioată care, de 16 ani, născut la Vatra Dornei și nu într-un orfelinat de copii. Vatra Dornei a devenit o casă de copii, un orfelinat abandonat. Noi toți suntem, de fapt, niște copii ai nimănui, pentru că ne-au abandonat și PSD-iștii lui Mârza, și PDL-iștii lui Flutur, și peneliștii, acest partid care este, de fapt, o glumă pe scena politică românească, în ciuda faptului că acum, prin marele om de marele profesor Crin Antonescu, care este un om lipsit total de substanță, dar care are un discurs remarcabil, încearcă să ne mai prostească încă o dată. Îi rog pe dorneni să vină la vot și să gândească ce a făcut fiecare dintre noi pentru această comunitate. Dezinteresat. A făcut cineva ce a reușit să facă Mihai Cioată, nu numai ca dascăl, ci și ca om al societății dornene, ca om al cetății în care trăim cu toții? Dacă veți răspunde la această întrebare și dacă vor fi mai multe lucruri adunate în dreptul meu, puneți ștampila pe Mihai Cioată, deoarece cu Mihai Cioată este în sfârșit începutul dialogului la Vatra Dornei și în sfârșit un început de redare a încrederii nouă tuturor
că putem redeveni măcar ce am fost odată. Nu vă promit un oraș modern, vă promit un oraș decent. Mulțumesc tare mult, Mihai, mult succes și, doamnelor și domnilor, ne oprim aici.